Salta reflejos y los chibino, aunque si la un nuevo videoclip de Pache el canal. Astăzi vom juca un nou joc numit The Respawnless, sau nu știu cum se numește, nu mă judecați dacă am greșit. Mi se pare un fel de Fortnite, dar că nu pot să sar și asta mi se pare nașpa. Și da. Haideți să vedem ce reușim să facem azi în acest episod. Dacă o să vă placă, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Mi-a dat și aici o reclamă că da. Da, și vom continua. Am nivel 3, am făcut level 3 pentru că l-am luat așa. Am nivel 2 de fapt. Și l-am luat așa ca să văd cum este. Și am zis, haide să fac un episod cu el. Și iată că am ajuns aici să facem episodul. Hai să dăm și noi multiplayer. Acesta este caracterul meu. Ia uite, se împiedică, săracu. Team versus sau free for all. Hai team versus. Să mă simt și eu cam Fortnite, puțin. Și grafica mi se pare destul de asemănătoare cu Fortnite. Mie îmi place destul de mult jocul până acum. Să-mi spuneți și voi în comentarii dacă vă place și mai vreți episoade. Și dacă mai vreți totuși episoade, să apăsați like, cum v-am mai zis. Bun, hai să vedem. A trecut deja un minut și nici n-am jucat nimic. N-am jucat nimic. Bine, un YouTuber fac de 5 minute și am uitat să zic că jocul ăsta e foarte bine optimizat. Exact ca Fortnite-ul. Se aseamănă destul de mult. N-are first person, doar că nu poți sări. Dacă știți voi cum se sare, dar nu cred că nu e niciun buton pe aici, să îmi spuneți în comentarii. Bă, stai că ăsta e din echipa mea, sunt prost. Fugi! Mamă că e ăla acolo. M-a luat. Ia bonus pointurile prost. Uite-mă. Mamă, pe el, fraiere. Sparge-l. Prost. Pe ăsta-l cheamă Rafa, e român, clar. M-a luat. Ce are ce să armă ca mine, omul ăla. Tipă, de fapt, nu am lul. Îmi place grafica asta, așa, cartunii. Hai că pe asta rezolv eu. Mersi. Uite-l pe bosulică. Bosulică, barcatel. Uite cum s-a rotit frumos ăsta. Mi-e place că viața ți se regenerează, viața o aveți aici. Mamă, mamă, nici... O să vă arăt unde aveți viața dacă n-ați văzut. Deci aici la butonul de... Aici la butonul de pauză, vedeți butonul de pauză. Lângă el inimii arăi și dacă scade, scade viața, mă înțelegeți? Ia uitați, l-am omorât. Îl omor și pe ăsta. Îl omorâm, de fapt. Mor, bă! Level 3 reached. Level 3! On the gods. God. Bă, am deblocat destul de multe. O să mai jucăm un match. Level up. Wow, ce șmecher! Clasic. Hand grenade! Hopa! Stați puțin. Head-ul. Mamă, 2500. Body. Thank you.
Deci avem și grenade acum, super tare. Poate o să ne mai modificăm și noi caracterul, mi l-am mai modificat eu atunci. Înainte nu era așa. În schimb, vestea și arma. La început ai o armă și pe parcursul levelurilor parcă deblochezi arma. Acum nu știu dacă am deblocat, n-am fost atent. Decât grenezile. Și cred că atât, uitați grenezile acolo. Cât de tare, mie îmi place jocul ăsta pentru că este foarte bine optimizat. Ia să vedem noi ce se află pe aici. Un boss ceva. Un bosulică de player. Ha, mă, nu există pic de viață în locul ăsta. Nimeni. Nimic. Haideți. Bă, nici nu-i văd. Uite pe Rafa românul. Aude și aici scorul, nici n-am văzut. Bă, dar nu e pic de viață pe aici. Unde naibii e ăla? Avem scor pe undeva. Mă, unde... Ai să moară, Cipilan! Ei mă văd, dar eu nu-i văd. Ziceți-mi și voi în comentarii dacă vi se pare că jocul ăsta este destul de asemănător cu... Da. Cu Fortnite. E clar. Ce pana mea, mă! Ăla are agheu! Ratatatatata. Morți. Nu-mi lăsa mie bonus point-urile, îmi fură kill-ul prostă și îmi lua tot. Bine, nu mi-l fură, eu l-am omorât. Cred. Eu ia conduc. Ce pana mea, mă, bă, dar ăla e OP, are gheu. Firar. Îl împușc. Iei tu bonus pointurile, da, cum să nu. Ăla e Rafa sau Rafe? Bă, frate, ăla are un fucking gheu și noi suntem săraci, vai de viața noastră. Nu contează. Ce? Pana. Bă, te sparg. Mamă, ne-au făcut. Mai jucăm un meci și ăsta o să fie episodul. Rafa, da, e român. Clar. Mamă, cât de puțin mai avem și facem level 4. Nu, no, nu mai pot. Cred că o să modific puțin caracterul în episodul următor.
Ia să vedem ce se întâmplă și în aceasta. Gigi, eu l-am luat. Dacă vrei să jucați și voi respawnless, poate ne vom întâlni. Mamă, asta cred că e din HP. Fu. O, avem un OP cu Agheu, respect. Kill. Mamă, mamă, mamă. Core. Tu ești, mă. Mă. M-am mort. Are sniper, ce naibii chestia. Hai că încep să mă mai văd și eu puțin. Regenerează de viață! Rafa, prostule! Bine, nu vorbesc de Rafael adevărat. Vă dați seama. Ce, pana mea? Pana mea. Unii mort. Și altul rip. Hai, Jordi, las-te. Da, meciul ăsta cred că e GG pentru noi. Bă, era un prost aici, adică știam că era un prost, de fapt, dar ziceam să mă baze, să-l omor măcar pe ăla, ce să-i faci? Oameni cu hack. Mi-mi place că ai gloanțe infinit, doar încarci, dar în rest așa e infinit. Mamă, ce m-a speriat. Boom, yeah! Jordiță, las-te! Bă, ce-om, bă! Bă, vreau să iau punctele! Jordiță, lasă-te! Boss, ești rip! Kill! Da, n-am apucat să iau bonus points-urile. Am făcut și level 4. Locul 3. Bine, și ar putea să fac locul 2, dar nu. N-a fost să fie. What? What? Ești nebun? Puh, shotgun-ul imediat îl iau. Hageți, băi, să luăm shotgun-ul. Join? Cine mă invită? Cineva să jucăm multiplayer? Ne. Atunci dau leave. Mamă. Oh, n-am bani mulți. Dinamit? Mamă.
Gata, avem șolgan. Avem valoare. Da. Cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Eu am fost Bogdan și noi ne vom revedea în următorul videoclip sau live. Pa, pa!